Da. Se întâmplă asta, da? Să se întâmplă un mare meeting care stă toate confederațiile sindicale împotriva guvernului care dorește cu orice preț să adopte și de fapt a adoptat nou cod al muncii, cod al muncii care ne face practic sclav, care dorește să distrugă toate relațiile între angajator și angajat, care dorește să scoată din codul muncii și de fapt a scos din codul muncii contractele colective, deci nu mai putea crea contracte colective la nivel de ramuri, la nivel național, vor să mărească, dacă vreți, timpul de lucru, nu mai spune absolut nimic despre drepturile angajaților, doar despre drepturile angajatorilor. Nu știu, probabil ei doresc ca să ne angajeze, știu eu, dacă vreți, pentru mulți din astea sezoniere, pentru domnul Agaton sau plica lui. Ce aș putea să vă mai spun? Pot să vă spun eu despre ceea ce se întâmplă astăzi aici? Noi am venit de la Târgu Mureș, la sindicatul MOVEX suntem 15 oameni prezenți, de la Uniunea Județeană CNSM Frăția ajung de 250 de oameni, dacă bine știu eu.